Sunt atrăgătoare și milioane de oameni le iubesc. Nici nu poate fi altfel când îți stai răsuflarea prin felul în care arată sau atunci când pleacă de pe loc. Este vorba despre cele mai impresionante mașini care vor fi produse de giganții auto în 2011. Revista Top Gear le-a dedicat un întreg supliment în luna februarie. Ultimul model Audi E8 Spider, Maserati GTS Stradale sau Chevrolet Camaro cu motor de 550 de cai putere sunt numai trei dintre supermașinile pe care le vedeți în premieră în suplimentul Top Gear și care vor apărea până la sfârșitul anului. Și dacă pasionații de cai putere n-au simțit încă mirosul de cauciuc ars, ar trebui să răsfoiască toate cele 24 de pagini ale suplimentului. Echipa Top Gear ar putea să dea niște lecții de spionaj industrial, cred, pentru că am cuprins aici peste 80 și ceva de lansări de mașini noi din 2011 și toate informațiile pe care le avem sunt culese de la cele 23 de ediții internaționale ale revistei Top Gear. Chiar și mașinile de familie, ceva mai așezate din punct de vedere al performanțelor, dar cu un număr tot mai mare de cumpărători, au pagini dedicate în suplimentul cele mai tari mașini din 2011. În acest supliment, în aceste 24 de pagini A3, noi am adunat cele mai interesante lucruri pe care am putut să le găsim despre piața din 2011 și cititorii vor găsi aici toate tendințele la nivel mondial din industrie. Este al treilea an consecutiv când industria auto experimentează criza economică, însă marii producători auto nu s-au zgârcit la bani pentru dezvoltarea de noi modele. Se continuă o tendință accelerată de a găsi nișe în continuare care sunt neexploatate. Producătorii trebuie să devină din ce în ce mai inventivi. După cum o să înțeleagă oamenii și din suplimentul nostru. Și ca să nu aibă timp să se plictisească, luna viitoare Top Gear vine cu o nouă surpriză. Un DVD cu cele mai tari momente din emisiunea Top Gear. După ce locul